Croșetatul și tricotatul îți păstrează creierul tânăr. Atunci când croșetezi sau atunci când tricotezi, îți antrenezi mintea. Este bine știut faptul că afecțiunile neurologice sunt ținute astfel la distanță. Coordonarea dintre ochi și mâini, precum și concentrarea pe o activitate de detaliu, sunt extrem de utile pentru antrenarea creierului. Îți consumi productiv energia. Croșetatul și tricotatul înseamnă meditație. Lucrul manual te face fericit și reduce stresul. Faptul că tu creezi ceva cu propriile mâini îți dă o stare de fericire și de împlinire. Există cercetări științifice din care reiese faptul că această activitate îți îmbunătățește starea de spirit. Putem să-i facem fericiți pe cei dragi, oferindu-le în dar ceva creat cu propriile noastre mâini. Valoarea sentimentală nu se compară cu cea materială. Croșetatul sau tricotatul întrerupe șirul gândurilor cotidiene. Astfel, apare starea de relaxare. Acest hobby care ne hrănește sufletul nu necesită o investiție financiară foarte mare, pentru că oricine își poate permite să-și cumpere o croșetă sau o pereche de andrele și câteva fire din care poate face un proiect frumușel, fie că vorbim de o piesă vestimentară sau de o jucărie croșetată. Și bineînțeles că acest hobby care ne hrănește sufletul ne poate aduce și profit, pentru că noi putem îmbina utilul cu plăcutul și ne putem vinde produsele handmade. Întotdeauna vor fi doritori de lucruri unicat, pentru că din ce în ce mai multă lume a început să aprecieze lucrul manual. Și de ce nu? Un venit suplimentar este oricând binevenit. Și ceea ce îmi place mie cel mai mult este că putem croșeta sau putem tricota oriunde. Fie că suntem în parc cu copilul, fie că suntem în mașină, în tren, o punguță cu câteva fire și o croșetă sau o pereche de andrele este binevenită. Și acestea fiind spuse, eu cu Violet am dorit să vă adresăm o întrebare. Ce înseamnă pentru voi croșetatul și tricotatul?